Pe terenul 3, în a doua zi de concurs la Cincinnati, se joacă Elena Iancovici, Iveta Benesova. Star bun pentru sârboaică, care are 3-0 în primul set. Pe terenul central a început meciul dintre Joel Fritzonga și Marin Cilic. Este 4-3 pentru francez. După acel meci avem partida Sydney Williams. De fapt, după ora 10. Nu înainte de ora 10. Asta este. E cu not before. Nu înainte de ora 10, dar după acel meci, într-adevăr. Dacă meciul se încheie până în ora 10, așteptăm. Pentru că avem un prag. Se joacă și turneul băieților, se joacă și la băieți săptămâna asta, spuneam, iată câteva rezultate. Tipșarevic este la egalitate 4-4 în decisiv cu francezul Roger Vasselin. Început Iujni Iodra. Davdenko l-a bătut pe Stahovski. Almagro și Montanie sunt în tiebreak în primul set. Și a început și meciul dintre Dodig și Gulbis. Arată zăpasing-ul Benesova și sunt alte 3 mici de break pentru Iancovici. Perfect. 15. Sunt multe stângace din Cehia. Am văzut-o pe Șafarșova mai devreme. Kvitova, cea mai tare dintre ele. Stângacea cea mai bine poziționată în ierarhii. Campioana de la Wimbledon. Cea mai bună cehoaică. E în top 10. Are doar 21 de ani și un viitor mare. Hradecica, pe care o vom vedea în meciul cu Sirina, cred că este dreptaci. O pasă bine aici Benesov. Salvat două, mai un mic de break. Totuși 4-0. Rătează aici terenul Iancovici și nu trebuia să dea atât de aproape de linie. Era terenul liber pe reverul Benesovei. Fifteen.
coșmar meciul ăsta pentru Benășova. Stai greșit. Bine, în fața unei jucătoare formidabile în defensivă, așa cum este Jankovic, chiar este una dintre cele mai bune din lume la capitolul ăsta. Acum 2 ani cred că era cea mai bună. Am văzut și pagatul mai devreme. Returul apăsat al Benășovei. Formidabil. Are o elasticitate, o flexibilitate fantastică. Am uitat-o pe Clijsters. Clijsters, da. Parcă n-ar mai juca tenis. Clijsters e iar magistral la capitolul ăsta, defensiv. Dar spuneam, în fața unei jucătoare atât de bună în defensivă, Benășova trebuie să lovească multe mici plasate, apăsate, ca să câștige punctul. Însă nu are încrederea necesară pentru a face asta. A jucat săptămâna trecută un turneu de 100.000 de euro, un turneu mic. Turneu ITF. Jucat acolo tocmai ca să câștige puțină încredere și a pierdut în semifinale. Cât i-a trebuit ca să câștige puncte. Yes. Dar am văzut voleul pe ambele părți. Spuneam, e o jucătoare bună de dublu. Egalitate pe serviciul lui Jankovic pentru a doua oară la rând. Flavia Peneta o bate pe Pavlyuchenkova, pe Anastasia Pavlyuchenkova, după ce pierde primul set, 6-3 în decisiv. Triomi celebre pentru Benășova. Bun voleu. În ceea ce e drept a fost cam înaltă. Vine la fileu Jankovic, nu face des asta și cred că e pentru prima dată când vedem strategia asta în meciul de astăzi.
Ce un comun cele două. Îmi vreau că și ea Wimbledonul la dublu mixt. Cam minte, acum vreo 2 ani a făcut-o Jankovic cu Jamie Murray, cu fratele lui Andy. Beneșov, vă spuneam, anul trecut cu Meltzer. Ratează și a doua minge de break, ce fac. Nu cred că va fi o zi bună pentru Cehia. Șefarjul va pierdut mai devreme. Beneșova nu are un meci grozav aici, iar Kladeșca cred că are șanse minuscule spre nule cu Serena Williams, probabil cea mai în formă jucătoare din circuit. Două succese în ultimele două săptămâni, cu siguranță cea mai în formă. Mulți spun principala favorită a lui US Open, deși a lipsit un an de pe terenurile de tenis. Forma o recomandă. Și succesele din anii anteriori. 5-0 Jankovic.